Am revenit între timp pe cea de-a doua parte a emisiunii și vă reamintesc celor care ați ajuns poate puțin mai târziu în fața televizorului că alături de mine se află Alexandra Gugiuman, redactor șef la revista In Society, revistă pe care eu o stâlcisem puțin la începutul emisiunii pentru că așa îmi dădea mie mai interesant. Vorbim despre ediții printate ale revistelor, vorbim despre interviuri cu oameni care fac parte din comunitatea locală, oameni care au un cuvânt de spus în societatea noastră și care pot fi, spuneam înainte de pauză, dați cu ușurință drept exemplu societății în care trăim. Și știu, Alexandra, că voi nu doar că luați interviuri oamenilor care fac ceva pentru această societate, dar mai mult decât atât, vă implicați și în acțiunile caritabile. Da, într-adevăr. E o latură frumoasă a voastră, o latură care mie îmi place. E o latură sensibilă, aș putea să-i spun. Din păcate, nu putem să ne implicăm așa cum poate ne-am dori în toate cazurile sociale, toate acțiunile de caritate pe care le vedem pe zi ce trece sunt tot mai multe. Asta cred că este șocant și pentru noi. Nu mai știi exact unde vrei, de exemplu, să ajuți și financiar, poate, dar și prin promovarea acelei cauze. Într-adevăr, am încercat și încercăm și suntem, de fapt, parteneri media pentru orice ONG care desfășoară orice fel de acțiune pe latura aceasta de caritate. Și, într-adevăr, și inclusiv din acest număr, vom încerca să sprijinim, evident, tot prin intermediul cititorilor, cu un anumit procent din prețul de achiziție către un ONG. Iar ONG-ul ales de această dată este Casa Share, dat fiind faptul că Bogdan ne-a și fost protagonistul numărului anterior pe latura de social, dar într-adevăr Bogdan chiar face lucrurile... Bogdan Tănase face lucruri frumoase și este așa ușor incisiv fiind bărbat pe zona aceasta de acțiuni caritabile, ceea ce e bine pentru că uneori trebuie să încerci să te lupți, să ieși cumva în față, să arăți povestea pe care tu o ai, celor din jur să te poată ajuta, altfel nu reușim. Și vorbeam cu Bogdan într-una din edițiile emisiunilor trecute, că foarte multă lume spune că e bine să faci un bine, dar poate ar trebui să nu spui în gura mare. Eu nu sunt în totalitate de acord, de fapt nu sunt absolut deloc de acord cu această idee, pentru că ar trebui să funcționeze puterea exemplului. Să vedem că atunci când cineva încearcă să se implice, să ajute, poate reușim să-l ajutăm și noi la rândul nostru, să ne implicăm cu cât de puțin. Cum spuneai, nu e nevoie neapărat de lucruri care țin de zona financiară, ci poate de multe ori o afișare a unui caz în care vrei să te implici. Poate nu am eu, dar poate cei de lângă mine, dacă aud cazul respectiv, vor să se implice și contează și asta. Într-adevăr, vis-a-vis de aceste fapte pe care ar trebui să le ținem pentru noi, recunosc că m-am implicat într-un caz din Iași și am reușit, cel puțin, așa cum știu eu să fac PR mai bine, să duc, să fie cunoscut undeva și la nivel național. Nu am făcut deloc niciun fel de tam-tam pe această chestiune, deși am văzut că alții au început să spună una alta, adică au făcut niște chestii. Aveam mulțumirea mea personală că am reușit să-i conving pe unii chiar să facă un clip, un video cu acel caz și e o mulțumire aparte. Dar într-adevăr, cred foarte mult în puterea exemplului și drept dovadă că și acest proiect este tocmai o putere a exemplului a celorlalți că au reușit. Și nu neapărat
al celor care poate au o anumită vârstă, care oricum au prins alte vremuri și cu siguranță au prins alte oportunități decât le avem noi la momentul de față, pe oricare drum am porni, ci mai ales al celor tineri, care poate au pornit efectiv de la zero, fără nume, fără capital, pentru că la urma urmei, indiferent că ai o idee principală a problemă de care te lovești la început, e capitalul de investiții. Da, da. Și puterea exemplului unora poate să-l motiveze pe un altul să-și ia inima în dinți și să lupte pentru visul lui. Eu am o vorbă, de fapt nu mi-aparține, recunosc, nu mai știu cine a spus, lucrează la visul tău decât pentru a nu risca ca altcineva să te angajeze să lucrezi la visul lui. Deci cred că de aici și nebunia cu... De aici ți-a venit și ideea cu revista. Exact, exact. De altfel, voi sunteți niște femei care vă implicați și spun asta pentru că sunt prietenă foarte bună cu Mihaela Gârlea, cu Loredana Mihaela Gârlea și știu că și ea se implică în tot felul de acțiuni umanitare, caritabile, cum vrei să le spui, doar să ajute. Așa că vă susțineți una pe alta în redacție, presupun? Într-adevăr, Mihaela este un om aparte și e un om care are și foarte multe idei. Pot spune că e unul dintre stâlpii proiectului In Society, fără nicio remușcare sau fără nicio jenă de a afirma acest lucru. Din păcate, ideile se lovesc poate până într-un anumit punct, adică o duce, dar există niște obstacole vis-a-vis de unele mentalități locale, să le spun așa, care îi poticnesc, dacă mă pot exprima astfel, tot entuziasmul cu care pornește în orice idee. Și e păcat, pentru că eu, fiind om de promovare, fiind om de comunicare, adică mă ocup de imaginea unor oameni și a unor produse, companii, adică e partea de PR, n-am cum să nu remarc faptul că într-un an al centenarului, din păcate, ne-am concentrat, ei s-au concentrat, cei care au avut astfel de decizii. Exact, pe acțiuni minore, pe proiecte mici, decât să se fi concentrat pe două evenimente majore, de exemplu, ca cu răsunet național, adică să afle, da. Și atunci ar fi fost mult mai ok. Cred că ne cramponăm de idei mult prea mici. Ne este încă frică să visăm și să credem într-adevăr că poate fi bine. Adică pornim prea pesimiști. Nu o să iasă, nu... Iar e păcat, pentru că în momentul în care ai și buget pentru anumite evenimente, chiar e păcat să nu-l folosești așa cum trebuie. Iar dacă nu știi tu... Cred că știm deci nu, la ce te referi la iar dacă nu festival. Știi tu municipalitate, de exemplu, să organizezi, alege într-adevăr pe cei mai buni, care știu să facă niște chestii wow, nu le este nici teamă, și automat ai de câștigat și tu. Adică nu e neapărat ca... Nu poți să le știi pe toate. Exact, și atunci exact. E bine să ai în exact. Jurul tău oameni care se pricep pe un anumit domeniu. Exact. Și trebuie să ai încredere în ei. Asta e cel mai important. Despre asta e vorba. Și chiar făceam așa o analiză succintă a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestui an, că în afara faptului că a fost o siglă pusă pe toate afișele, pe toate evenimentele, nu am văzut nimic de notorietate, să spun. Te referi la zona Iașului ca și evenimente? Mă pot vorbim. Raporta strict la Iași pentru că aici trăiesc și aici văd. Da. Nu știu ce se întâmplă, că nu pot să compar cu Oradea, de exemplu, unde sau Clujul. Clujul deja e altceva, Oradea tinde spre a fi altceva, deși știu că întâmplător am din familie care au trăit foarte mulți ani acolo în Oradea și cunosc de la prieteni de acolo că nici în Oradea nu e foarte ușor să faci un anumit eveniment, mai ales dacă e privat. Da, dar nici pretențiile nu sunt atât de mari, adică totuși când spui că ești din Iași, ai niște pretenții, că Iașul ar trebui să ofere.
din acest punct de vedere. Oferă, dar poate suntem noi mult prea pretențioși, nu știu, poate avem noi alte așteptări. Acum depinde și pentru publicul căruia te adresezi. Ai putea să faci atât pentru publicul de masă, dar să ai și niște evenimente nișate pentru un anumit, unde crezi un anumit că segment. E o lipsă de evenimente în ce zonă? Probabil, unde ar trebui lucrat mai mult? Probabil și cele de cultural-artistice, dar cultural-artistice nu de bumții-bumții, să zic astfel, pentru că aici există mișcare și, dar nu, hai să spunem pentru zona aia de 35 plus, poate, în care deja ai trecut de etapa adolescentină, de etapa tinereții, chiar dacă ești tânăr, până la ce vârstă vrei tu, sufletul contează, dar ai anumite pretenții și cauți să mergi și să bifezi fix evenimentele cu care rezonezi. Adică foarte puțin, cred că, de cei de 40 plus merg într-o piață în exterior să se bucure de un concert cu formații... De un concert bun. De un concert bun, nu, dar mă refer de formații care sunt acum de actualitate. E alt... Adică există și nevoia de a veni și înspre aceștia. Și, într-adevăr, ne lipsesc foarte mult evenimentele mondene. Mondene... De ce crezi tu că lipsesc? Pentru că eu... Sunt în totalitate de acord cu tine, dar hai să vedem de ce. Sinceră să fiu, în primul rând, nu cred că avem o mondenitate în Iași. Adică nu că nu cred, sunt convinsă că nu avem o mondenitate. Pentru că aici e și rolul mass mediei de a crea acea mondenitate. Pentru că mondenitatea la nivel național și peste tot în lume nu e dată de persoanele care sunt în administrația publică și ajung să fie și pe televizor și în presa scrisă și peste tot. Mondenitatea înseamnă, în primul rând, la asta de artă. Adică vorbim de cântăreți, de actori, mai nou de bloggeri, vloggeri, influenceri sau cum youtuberi și toate denumirile astea noi. Asta este zona de fapt de monden, care trebuie să atragă cumva, să atragă și pe cei, să atragă publicul să vină la acele evenimente. Dacă e să vedem ce se întâmplă în București, de exemplu, unde fiecare eveniment are vedetele naționale, la urmă, fie că vorbim de cântăreți, fie că vorbim de poate ne persoane publice. Vedetele locale. Da. Nu avem sau avem? Păi tocmai asta încercam să spun, că mass media în acest timp nu a conturat niște vedete locale. Acum nu știu dacă e vina mass mediei sau vina celor care ar fi trebuit cumva să tragă de mânecă, să-și iau un PR, de ce nu? Pentru că nu mai suntem în urmă cu 20 de ani, când termenul de PR era ceva de neacceptat și că oricum știai să le faci pe absolut toate. Și cred că da, e și vina probabil și a mediului de afaceri care nu riscă înspre astfel de evenimente. Să eu facă... cred că mai degrabă asta este problema în zona Moldovei, generalizând puțin, nu neapărat în Iași. Faptul că cei din zona de business nu sunt vizibili. În momentul în care nu sunt vizibili sau nu investesc în persoane cu vizibilitate, nu există monden. Păi, acum depinde că dacă ești o locație și vrei să faci un eveniment monden și îți pui pe buget cap la cap pentru fiecare chestiune, s-ar putea să zici că mie îmi convine să merg în continuare în direcția în care sunt, fără să fac un eveniment de notorietate, de exemplu. Bun, dar dacă să presupunem că s-ar face astfel de evenimente, ar veni lumea? Pentru că eu văd foarte puțină mișcare la evenimentele din Iași, foarte puțină. Dacă e să fac o comparație cu anii din urmă, cu 4-5 ani în urmă, cred că mai multă lume era prezentă în evenimente acum 4-5 ani decât astăzi. Acum depinde, pentru că în momentul în care faci un eveniment doar să-l bifezi și atât,
poate fi și o problemă și acest lucru, pentru că dacă ai venit odată și ai fost dezamăgit de ceea ce ai văzut, cu siguranță ai să ai reticența de a reveni la o nouă ediție a acelui eveniment sau de a mai avea încredere că acei oameni pot face un eveniment în care să te simți bine, că despre asta este vorba. Dar nu suntem o societate obișnuită cu astfel de evenimente, de apariții, de... Pe de altă parte și la evenimentele pe care le văd în Iași și la care merg, văd aceleași persoane. Deci suntem un grup de oameni, dar suntem un grup de oameni care ne întâlnim la mai toate evenimentele, adică... Da, recunosc, nici eu nu ies, dar... Dar știi cum ar trebui. Știu cum ar trebui, da, corect. Nu, sunt foarte... Triez foarte, foarte mult. Adică stau și mă gândesc dacă, într-adevăr, mi-ar face plăcere să fiu acolo sau vin doar de ochii lumii, pentru că nici doar să vii să pozezi nu e în regulă, adică trebuie să și rezonezi cu evenimentul respectiv. Dar cred că niște evenimente foarte bine făcute și care să-i atragă cumva pe cei din zona și de business și zona de vedete ar trebui să existe. Și cred că asta dă viață mișcării culturale-artistice, de monden, de orice într-un oraș. Da, eu cred că noi, moldovenii, să zic, încerc să nu mă rezum doar la Iași, ci la partea Moldovei, pentru că și Iașul captează oameni din toată zona Moldovei și atunci și evenimentele sunt cu oameni din toată zona, nu doar din Iași. Și sunt pustii la vernisaje, la premiere, văd sălile destul de goale. E o lipsă de dorință, cred că, de a empatiza cu cultura, cu arta, cu... Nu știu de ce. Sunt un pic mai pesimistă, cred. Eu încă mai cred că se pot face lucruri frumoase și la noi în oraș. Chiar m-aș bucura să fie o mișcare în acest sens. N-am cum să nu fac comparații cu alte orașe, inclusiv din punct de vedere al mediului de business, nu doar administrativ. Dar nu există o explicație și, din păcate, mergând foarte mult și pe zona de vânzări cu spațiu publicitar, cu tot ce înseamnă proiectul In Society, discuți cu oameni, foarte mulți oameni dezamăgiți. Dezamăgiți de faptul că nu ne mai înțelegem noi pe noi. Adică, te plângi că nu ai evenimentul respectiv, dar dacă ți se aduce evenimentul respectiv, oricum nu vii. Adică, nici nu știi ce să faci. Ori să riști să aduci astfel de noi concepte, ori să rămâi la stadiul la care ești acum și să încerci cumva să fidelizezi publicul pe care l-ai și să-i mai atragi cumva și pe ceilalți. Dar e o dezamăgire pe care eu am observat-o la nivel colectiv. N-aș putea avea o explicație în acest sens, dar să sperăm că vom fi pe drumul cel bun în viitor. Eu cred că va exista o maturizare a unor astfel de evenimente, pentru că noi suntem încă cumva pe zona de mijloc, încă nu am făcut lucruri mărețe în zona de evenimente și mă refer în mod special la cele caritabile, pentru că eu în zona de evenimente caritabile merg mult. Avem și noi evenimentele noastre, festivalurile care se fac, adică am fi ipocrit să nu spunem că nu sunt niște oameni care încearcă dar să miște. Dar foarte greu aduci public la astfel de evenimente, aici vreau foarte să ajung. Foarte mult vinde și, cel puțin la acea zonă, foarte mult vinde și afișul, la urma urmei. Adică dacă e să comparăm cumva cu ceea ce se întâmplă la Cluj, unde am fost la prima ediție a festivalului Untold, care a fost un boom,
erau niște nume foarte grele din zona respectivă. Da, da, și automat, da, ești dispus să dai mai mulți bani, ești dispus să treci Carpații, să te duci până la mare, de exemplu, cum și-a făcut și Constanța Mamaia, implicit festivalul. Adică foarte mult contează și afișul, numele pe care le ai. Pentru că da, afișul vinde la urma urmei. Adică capul de afiș în primul rând vinde. Păi tu trebuie să știi asta cel mai bine, de asta te întrebăm pe tine, pentru că tu ești cea mai avizată persoană, să ne spui. Nu cred, pentru că vom încerca să aducem, cel puțin pe parte de revistă ca și copertă, vom încerca chiar să aducem persoane nu cu foarte mare notorietate sau poate ni se par nouă că au notorietate, dar vom merge și pe niște povești ale unor oameni simpli care chiar au pornit de la zero. Și atunci nu poți să zici că... Și avem exemple. Avem exemple, da, suficiente din punctul ăsta de vedere. Dar chiar nu aș vrea să o duc într-o zonă de monden sau de vedete în care... Pentru că nu concurăm cu ceea ce la nivel național. Nu concurăm, în primul rând, nu putem să ne punem cu bugetele pe care le au cei de la București, nu putem să ne comparăm cu deceniile pe care le au în spate anumite branduri când vine vorba de astfel de produse, ba mai mult, unele sunt chiar francize internaționale pe piață și automat încerci cu puțin să faci ceva frumos, să atragi atenția și cred că să ai așa o mulțumire a ta în primul rând. Vorba colegei mele, Teona, care în momentul în care eram la un moment dat foarte dezamăgită sau un pic căzută, să zic astfel, și am întrebat de ce mă mai chinui să fac treaba asta cu printul când am putea foarte bine să rămânem pe online, n-am avea nici bătăi de cap, ne-am face treaba foarte bine, nu am deranjat nici pe nimeni, de exemplu. Mi-a zis că, pentru că, uite, când te uiți în bibliotecă acolo la tine și iei revista respectivă, ai să vezi că e și numele tău și ai să vezi că ai ajuns la niște oameni care, din păcate, nu mai sunt, și aici mă refer la, da, era chiar pe, da, fondul acelui eveniment cu medicul Burlea, și mi-a zis că pentru că, uite, te uiți și ești singura care a stat de vorbă cu soții Burlea, cred că prima care i-a avut pentru prima dată, da, pe ambii, și a zis că, uite, pentru că iei revista de acolo și deschizi și știi că tu ai stat de vorbă cu ei, i-ai adus, ei născocit de secrete, să zic astfel, și i-a adus în față și i-a adus pe un material pe care îl va citi nepotul, nepoata și alte generații îl vor citi în timp. Și cred că asta e, dar e iarăși nostalgia acelor vremuri cu care noi am crescut. Exact. Pentru că citeam o carte scrisă pe zona asta de cum am devenit YouTuber, de exemplu, și înainte de interviurile cu YouTuberi consacrați, e o istorisire acolo, o povestioară a autorului, în care practic se descrie cum ar arăta societatea peste 50 de ani, cred, în care copilul de acolo, toți sunt vloggeri, toți se luptă pentru like-uri, sunt super urmăriți, și spune unul dintre protagoniști că îmi povestește mama că pe vremea ei existau pereți întregi de cărți, adică și acum, uite, avem sticul ăsta și avem tot ce erau o bibliotecă întreagă. Exact, și citind chestia asta, chiar dacă sunt e ficțiune la urma urmei, îți ridică așa un semn de întrebare, pentru că probabil chiar înspre acea zonă se merge. Sigur. Dar te cam strânge așa un pic în spate când știi că... Vom vedea ce va fi. Draga Alexandra, eu îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi la noi și, dragi telespectatori, vă așteptăm mâine la un cocktail între prieteni, așa cum spunea Alexandra. Mai multe detalii veți găsi pe pagina ei de socializare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă dau o nouă întâlnire duminica viitoare la aceeași oră 11:00.